Bună, dragii mei, și bine v-am regăsit! Astăzi vreau să vă prezint o rețetă de Liang Pi, și anume tăiței făcuți din amidonul obținut din procesul de preparare al seitanului. Dacă doriți să vedeți cum se face seitan, vă las linkul în descriere. Iar dacă sunteți pentru prima oară aici, nu uitați să vă abonați și să apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați de fiecare dată când postez o rețetă nouă. După ce am spălat aluatul pentru a extrage glutenul din făină, am lăsat apa la temperatura camerei aproximativ 3-4 ore pentru a se așeza amidonul la fundul apei. După care, cu grijă, am golit cât mai multă apă din apa care s-a ridicat la suprafața amidonului. Am încercat pe cât posibil să nu agit bolul pentru a nu se amesteca amidonul cu apa. După ce am terminat de golit apa, am amestecat bine pentru a incorpora amidonul ce s-a lăsat la fundul bolului. La început a fost destul de greu pentru că amidonul de la fundul bolului a depus puțină rezistență, însă cu puțină răbdare am reușit să incorporez tot amidonul. Am uns bine cu puțin ulei un recipient metalic și am adăugat un strat subțire din compoziția de amidon. Apoi l-am așezat pe suprafața apei clocotinde într-o cratiță mare. Am pus capacul și l-am lăsat 2 minute să se gătească la aburi, până a devenit ușor transparent. Apoi l-am scos și l-am lăsat la răcit câteva minute. Am uns cu puțin ulei o farfurie și am îndepărtat cu grijă pastele din recipientul metalic. Le-am așezat pe farfurie și am uns recipientul metalic cu ulei și am continuat să gătesc pastele până am terminat tot amidonul. După ce am terminat de gătit pastele, le-am tăiat fâșii subțiri și le-am desfăcut pe fiecare în parte, așezându-le direct în bol. Am servit pastele cu seitan pe care le-am gătit în mod tradițional. Dacă doriți să vedeți cum am procedat, vă las linkul în descrierea videoului. Am adăugat și câteva ciuperci caramelizate, o ceapă verde pe care am tăiat-o fâșii subțiri, câteva felii de ardei iute, iar la final am adăugat 3 linguri de ulei de chili și 2 linguri de sos de soia. Sper că v-a plăcut această rețetă, iar dacă o recreați, nu uitați să-mi lăsați un comentariu. Iar dacă vă plac rețetele mele la modul general, nu uitați să vă abonați și să apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați de fiecare dată când postez o rețetă nouă.